cum a declarat. E penibil. Aveți cuvântul meu de onoare că este absolut penibil. Stimată doamnă, este penibil să discutăm un lucru, o declarație, nu de a discuta despre o carieră de o viață, atât a dumneavoastră cât și a maestrului Zanfir. Sunt două chestiuni distincte. Putem să facem diferența sau nu putem? Ce anume? Ce diferență dacă să facem? Putem să facem diferența între a comenta o declarație sau alta din niște reviste de cancan sau a comenta o carieră profesională. Păi stai, domnule, puțin. Nu, dar dumneavoastră ați văzut, excelență, ați văzut ce a declarat domnul Zanfir? E declarația lui, cu el a început, nu eu. Încă o dată, dați sunetul la ceea ce se întâmplă. Stimate, domnul Diaconescu, am văzut... Nu e vorba de vreo declarație. Nu faci tu yoga, România, că eu fac de 3500 de ani și eu fac bine. Știu cum se face. Știu cum se face. Aoleu. Ca să vezi ochiul central. L-ați văzut, domnul Adrian? Tu nu-i vezi cu ăștia. Da, l-ați văzut, domnul Adrian, da? Da, da, da. Păi și zice clar de Aura Olzicianu că nu știe să cânte. Păi și în seara asta vi s-a părut că doamna Aura Olzicianu a zis vreo secundă că maestrul Zanfir știe să cânte? A zis exact. Păi am zis după aceea, domnule, că altfel nu aveam niciun motiv să vorbesc cu el. Nu? Că și așa nu ne vedem, datorită faptului că avem totul diferit. Tocmai. Și atunci are rost să ne bălăcărim în direct la televiziune. Domnul Adrian, Gabriel Padiu sunt. Îmi permiteți mai puțin? Da. Referitor, așa cum discutați și a spus că discutați în mod curent, ca doi prieteni, bun, și vă admir, sunteți un susținător și eu îl admir pe Gheorghe Zanfir și o spun aici de față cu doamna Aura Olzicianu. Nu sunt de acord, eu n-am crezut ce declarație, dacă nu auzeam vorbind, nu credeam, fiindcă nu cred, eu am o altă... Dumneavoastră ați discutat cu domnul Zanfir referitor la acest subiect, regretă, îi pare rău. Ce conjunctură, știți de ce? Fiindcă eu nu pot să cred că un om vine și spune lucrurile astea doar de distracție. Știți? Probabil că, doamnă, poate este altceva care nu știți. Nu, a existat nu. O altă chestiune mai veche. Și atunci dânsul ce a zis? Stai, domnule, puțin. Nu, n-a existat absolut nicio divergență. Dar ce ați vorbit referitor? Strict la problema asta, că de fapt asta e cel mai important. Păi și nu, poate lucrurile Badiu, se împacă, se aplanează, lucruri mai importante despre muzică decât despre toate prostiile scrise în presă. Păi sunt... Nu, domnule, stați puțin, să facem o diferențiere. Noi nu discutăm despre domnul Zanfir de cu căsătorie, cu alte chestiuni. Aia s-a discutat, s-a glumit la alte... Aici n-am discutat chestiunea asta. Aici s-a discutat strict în care doamna Aura Olzicianu a fost plecată în Germania, a venit și zice, domnule, în momentul când a mers la Claudiu, la colegii noștri, a văzut caseta și atunci normal. Zice, domnule, atunci normal, mi-a sărit și mie fisticul, păi cum să-mi spun așa ceva. A zis, l-am admirat, l-am iubit înainte și chestiunea asta. Domnule, poate că e o problemă mai veche și rostul nostru nu, care nu. E. Haide, domnule, să-i împăcăm, fiindcă dacă dânsul intră și spune, uite mă, eram și eu supărat. Și eu la prieteni le spun, ba, așa ai zis, așa am zis, mă, că așa gândeam la nervi atunci. Dar nu mai gândesc la fel sau... Că în definitiv nu. Deci probabil a avut alte supărări, nu știu care e cauza, personal n-am discutat pe tema asta și nu are nimic, absolut nimic să-i reproșeze doamnei Aura, sunt convins că o apreciază și o stimează și că acest lucru, dacă și prin intermediul dumneavoastră, le vom tolera, vom... Stați puțin, că poate domnul Zanfir nu este de acord ca să suntem vă erijați. Păi n-aveți de unde să știți că n-aveți poziția lui. Vă importatorul lui de cuvânt și dânsul, are și dânsul și cap și cultură și are și verbul la dânsul, știe? L-am cunoscut și eu la noi la UTV de câteva ori. Da, dar are și dreptul de a nu vorbi la orice oră da. Și în orice zi. Și nu știu dacă dumneavoastră faceți un serviciu sau un deserviciu. Asta ați intrat cu politicos, cu diplomație. Noi v-am admirat din punctul ăsta de vedere. Dar vedeți dumneavoastră și diplomația are rostul de a domoli anumite lucruri. Aici nu e vorba de bârfa din ziare și cine scrie ce scrie, privesc acolo. Noi vorbim aici de situația creată și sunt doi titani ai muzicii, două personalități proeminente ai muzicii românești și eu zic că lucrul cel mai bun, mai ales dumneavoastră care sunteți un prieten al domnului Zanfir, cel mai bun lucru este pentru a plana lucrurile sau pentru a împăca, există, domnule, fiindcă vorba românească este extraordinară. Și pentru doi oameni mari există preocupări înalte, nu preocupări. Deci eu ce pot să zic, nu mai pot să rămân foarte mult. Eu zic să vorbiți cu maestru da și poate să intre în direct. Vreau să vă spun că vreau să delimităm profesia de caracter.
profesia de caracter și de alte discuții colaterale. O stimez pe doamna Aurora Urzicianu și mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru muzica românească, frumos, în România și în străinătate. Ca să vedeți că n-am absolut nimic cu dumneavoastră și nici n-aș avea de ce. Chiar am înregistrări cu dumneavoastră la diferite concerte, pentru că sunt iubitor de muzică, dar să punem totuși și valoarea în materie de nai în locul ei și nu doar nai. Firesc, pentru a, maestru Zanfir a compus și simfonii și rapsodii de care lumea habar n-are. Este doctor în nai, ceea ce nu e puțin lucru, fiindcă am fost și la teza de doctorat și chiar se pricepe la acest domeniu. Deci, eu mă retrag, urându-vă emisiune frumoasă, n-am absolut nimic cu dumneavoastră. O rugăminte, vă rog, nu vă retrageți. Ce ați spus, sunt convinsă că așa este, da? Acum, întrebarea pe care vreau să vă pun eu. Dumneavoastră ați văzut ce a declarat el la televizor despre mine? Că aici e problema. În acest interviu vă referiți, nu? Ați văzut interviul care l-a dat? Și atunci vreau să mai explic motivul pentru care eu răspund la aceste întrebări. Eu nu am venit, nu m-am dus data trecută când am fost la Zorii Zilei. Eu nu m-am dus să-i dau replică lui Zanfir. Eu nici nu știam de fapt ce a spus. Da? Mi-au pus-o și atunci am vorbit și eu, pentru că am declarat, dacă nu era așa, niciodată n-aș fi spus absolut nimic, cu toate că așa am gândit, da? Bun, faptul acesta, eu a trebuit să spun treaba asta, da? Să spun și eu ce gândesc, dacă e vorba pe așa, atunci stai puțin, nu? Pentru că mi s-a cerut să dau o replică, iar eu am dat replica așa cum am luat ce a declarat el. A declarat că nu sunt jazzman, eu nu sunt jazzman. Jazzman te referi numai la bărbat, da? Eu nu sunt bărbat, vă asigur, jur. Da, așa e. Da, jur că sunt femeie greșită. Din cap până în picioare și asta e. Dar vreau să explic și știu că Zanfirica e acolo și mă aude, da? Și nu-i spun de râzgâială, îi spun, îl iau peste picior, da? Pentru că în momentul când, după atâția ani de zile, când statutul meu, nu poate să-mi ia absolut nimeni. Este un adevăr. Nici pal dumnealui, domn. Păi bineînțeles, dar eu nu vreau să iau statutul. Nu mă interesează, mai rău, nu mă interesează statutul lui, da? Dar vreau să mai să închei. Dacă eu am spus ce am spus, este pentru faptul că nimeni n-ar fi avut îndrăzneala, că nu este să spui ceva dubios. Statutul meu este clădit și cimentat. Cine mai e acolo? În momentul când spui că Aura Urzicianu... Nu mai puțin, mă scuzați. Nu a cântat. E împreună cu cine mai e cu dumneavoastră, domnul Adrian? Da.